Și bine v-am regăsit! Ne aflăm la Liceul de Artă din Deva, unde vom cunoaște două eleve foarte talentate, care au câștigat un important concurs de desene în Japonia. Haideți să vedem despre cine este vorba! Eleve de 13 ani de la Liceul de Artă din Deva sunt singurele românce care au câștigat premiul întâi la ediția 15-a a unui important concurs internațional de desene care s-a desfășurat în Japonia. La concurs au fost înscrise peste 21.000 de lucrări din 81 de țări, iar din România au fost trimise peste 500 de desene, dar doar 50 au fost premiate. Cea mai bună performanță este însă a devencelor, Alexandra și Andreea fiind singurele românce care au primit premiul cel mare. Amândouă sunt eleve în clasa 7-a plastică la Liceul de Artă din Deva. Sunt două tinere foarte talentate, sunt colege de bancă și foarte bune prietene. De când pictezi, Alexandra? De când eram mică. Sunt singura din familie care are acest talent și îmi place foarte mult să desenez. De când m-am născut, totdeauna aveam un pix și o foaie la mine și desenam orice, oricând, oriunde. Îți aduce aminte un prim desen așa mai reușit pe care l-ai făcut? Primele mele desene, niciunul nu a fost foarte reușite. Pot să spun că primul desen era cu o casă și familia, cam așa ceva. Acum ce-ți place să desenezi? Orice, din natură, personaje, flori, păsări, animale, orice, nu contează. Și ai venit la clasa de plastică. Da. Cum te-ai hotărât să vii aici? Păi, cum am un desen, am un talent la desen, mama mea și cu mine am hotărât să venim la liceul de arte ca să pot să mă perfecționez, să fiu mai bună, să învăț chestii noi în acest domeniu și poate în viitor să mă duc pe o carieră care să aibă legătură cu pictura. Și îți place ce faci aici? Da, foarte mult. Ce-ți place cel mai mult? Orele de desen, dar nu numai profesorii, toată lumea este așa interesantă, plină de fericire și îmi dă o stare de bucurie, de veselie. Mă simt mai bine decât dacă aș fi fost la alte școli sau unde am fost înainte. Ai mai participat la alte concursuri? Da, bineînțeles, la multe concursuri, la Arad
și în alte orașe, dar acest concurs în Japonia este unul mai interesant, mai important. Deci acesta este cel mai important. Da. Cum ai aflat despre concursul din Japonia? Păi, doamna noastră Ilea Agnes ne-a povestit și am făcut desene, toată lumea a făcut și am trimis mai mulți, dar din păcate nu toți pot să câștige. Ce desen ai făcut? Păi, am făcut despre natură, am introdus și personaje înăuntru, am vrut să fie cât mai interesant, dar nu are o poveste aparte, este ceva normal din viața de zi cu zi. Cum ai reacționat când ai aflat că ai câștigat? Am fost foarte bucuroasă, pentru că nu toată lumea are șansa să câștige, având în vedere că sunt atât de mulți copii din atât de multe țări, din câte am citit eu, 81 parcă, și este o onoare, mai ales premiul întâi. Mă bucur foarte mult. Nu te așteptai? Nu, deloc. Pentru că am mai trimis și alte desene, dar nu am primit niciun premiu la ele. Și având în vedere că ăsta la început nici nu vroiam să-l trimit, dar l-am trimis și uite că am câștigat și ceva, un premiu întâi. De ce n-ai vrut să-l trimiți? Păi nu mi se părea interesant la început, aveam unele mai bune pe care le-aș fi putut trimite, dar cum doamna noastră Ilea Agnes a insistat, am zis bine, hai să-l trimit și pe acesta. Visezi vreodată să ajungi în Japonia? Ți-ai dori? Am visat de multe ori, este o țară foarte interesantă, îmi place mult cultura lor și pe internet mă mai uit și mă mai interesez. Am vrut și să învăț limba japoneză și în viitor, dacă o să am ocazia, mi-ar plăcea foarte mult să mă duc. Pe viitor, ce ai vrea să faci? Ce carieră ai vrea să urmezi? Cum te vezi tu așa în viitor? Ceva în domeniul picturii. Înainte am vrut să fiu designer, acum vreau arhitect. Cine știe ce o să mai vină în viitor? Iar studiile vrei să le faci aici sau în străinătate? Păi, dacă o să am șansa, aș vrea să le fac și în străinătate, dar dacă nu, și în țară. E ok. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Înseamnă foarte mult. Mă face să mă simt specială, importantă, pentru că nu toți au șansa, ocazia să participe la acest concurs și mai ales să și câștige. Iar pictura ce înseamnă pentru tine? Prin pictură eu simt, deci eu îmi pun sentimentele în ceea ce fac și de fiecare dată când pictez, efectiv îmi transmit sentimentele prin acea pictură. De exemplu, dacă sunt furioasă, exprim acest lucru prin pictură, prin desene, sau dacă sunt fericită, la fel. Andreea este la fel de talentată ca și buna ei prietenă. Și ea iubește pictura încă de când era mică. Tu de când pictezi? De pictat, cred că de când eram mică, de la grădiniță, alături de învățătoarea mea, care cu doamna învățătoare a fost foarte frumos și ea ne-a îndrumat să pictăm și ea mi-a dat această încredere în mine să pictez și mă bucur foarte mult că am cunoscut-o pentru că ea mi-a descoperit acest talent. Și ai hotărât să vii la liceul de artă? Da, din clasa 1 sunt aici, tot datorită ei, fiindcă ea a vorbit cu părinții mei și a spus că am un talent special și ar fi păcat să nu urmez studii de desen și să excelez în acest domeniu. Și tu ce pictezi? Ce-ți place să pictezi? Cred că orice, natură statică în general, dar și personaje, acțiuni, depinde de și starea de spirit pe care o am în momentul respectiv. Pictezi și acasă sau doar la școală? Și acasă, dar mai mult la școală, deoarece avem mai mult timp și avem ore speciale pentru desen, dar și acasă desenez. În creion sau și cu acuarele? Depinde ce mi este mai la îndemână, depinde starea mea de spirit, depinde dacă sunt obosită, dacă am... Depinde de multe. Dar mai mult ce-ți place?
cred că pictura, pentru că prin culori poți reda viață, poți da viața unui desen, poți transmite sentimentele tale, dacă ești trist, dacă ești vesel. În creion este oarecum atât de monoton, totul alb-negru, dar nu pot spune că în creion nu poți realiza ceva frumos, dar prin culoare poți da viața picturii. Ai un pictor preferat? Pictor, nu știu neapărat dacă am un pictor preferat. De obicei, când văd lucrările pictorilor, îmi plac. Dar nu cred că am unul preferat. Sau un curent, sau o tendință, sau... Nu, cred că este stilul meu propriu. Despre concursul din Japonia, cum ai aflat? Păi, am aflat într-o zi când cred că în prima zi de școală, dacă nu mă înșel, când a venit doamna dirigintă și m-a felicitat, spunând, m-a felicitat pentru premiu și când am auzit că am câștigat, pur și simplu nu cred că am reacționat nici cum, am crezut că este o glumă sau ceva de genul, având în vedere că locul întâi în Japonia, dintre atâtea țări... Nu te așteptai. Nu, cred că este o șansă una la un milion să... Și ați câștigat voi două, colege de bancă. Da, și foarte bune prietene și m-a bucurat foarte mult. E prima dată când ai participat la concursul acesta? Nu, am participat și anul trecut, dar din păcate anul trecut nu am câștigat. Dar pentru mine este o bucurie că am câștigat anul ăsta și că am excelat de anul trecut. Ce lucrare ai prezentat? Ce ai desenat? Am desenat o natură. În natură am... realizat niște personaje și am transmis tradițiile românești, am vrut să arătăm și pe Hestea Hotare că tradițiile românești sunt de apreciat. Și se pare că au fost apreciate. Se pare că au fost și mă bucur. Lucrările au fost și expuse undeva, nu? Da, au fost expuse din câte am înțeles la New York și sper ca și cei de acolo să mai aprecieze munca. Pe viitor, tu ce vrei să faci? Pe viitor am o grămadă de idei, gen în artă, designer, arhitectură, dar nu știu, încă nu știu, încă sunt nehotărâtă, dar eu sper să realizez ceva în artă, pentru că ar fi păcat din clasa întâi de când desenez și fac acest lucru, ar fi păcat să nu merg mai departe. Andreea nu este talentată doar la desen. Ea este o elevă de nota 10 la toate materiile. La școală ce-ți place altceva în afară de pictură? Cred că materiile mai importante, gen română, matematica, engleza. Iar notele cele mai bune le ai la? La tot. Adică ai media 10? Da. Pe linie? Da. De când? Păi, din clasa 5-a, din semestrul 1, tot excelez cu câte un punct, neapărat un punct, în media generală tot crește câte un pic și în semestrul trecut am avut o 10. La Olimpiada participi la ceva? Da, am fost la Olimpiada de Română, am fost la Olimpiada de Religie, la Olimpiada de Tehnologie și pe lângă alte concursuri mai micuțe. Și cel mai important premiu de până acum? Cred că este cel din Japonia, având în vedere că am locul întâi. Iar la Olimpiada, până unde ai ajuns? Cel mai departe? Până la faza județeană, la Olimpiada de Religie. Mulțumesc. Ce înseamnă pentru tine pictura? Pictura pentru mine este un mod de viață, nu este un lucru. Este un sentiment pe care nu pot să-l explic în cuvinte. Este un mod de viață. Trăiești prin pictură, îți transmiți sentimentele, este... mai mult decât fantastic. Ți-ai imaginat făcând altceva decât asta? În unele momente, da, dar tot la ideea de artă revin și de pictură. Dar eu sper din tot sufletul să merg mai departe pe artă. Alexandra și Andreea sunt îndrumate în domeniul picturii de către profesoara Agnes Ile. Concursul este la ediția a 15-a ediție. Am mai participat la încă vreo 4-5 ediții, dar acesta este singurul an în care am avut doi elevi care au câștigat. În 2009 am mai avut un elev care a câștigat și
anul acesta, deci, efectiv, ne-am bucurat foarte, foarte mult, fiind, de fapt, și singurele din România care au câștigat. În Alzheimer erau și alți copii care câștigau. Deși s-au trimis multe lucruri. Anul acesta a fost cea mai mare concurență. Înainte erau 17.000, 18.000. Anul acesta a fost peste 21.000 de lucrări participante. Iar din România? 500, peste 500, 580, parcă, dacă nu sunt sigură, dar cam așa, 580 de lucrări. Și au câștigat doar ele două. Vă dați seama că e o performanță deosebită. Chiar eu am trimis vreo, cred că în jur de 25 de lucrări am trimis de la două clase la care am predat anul trecut și mă bucur foarte mult pentru aceste două eleve care au câștigat, pentru că și Andreea și Alexandra sunt două fete deosebite și învață bine și sarnice și talentate și chiar meritau să câștige la acest concurs. Deci, pentru că pe elevi îi motivează foarte mult faptul că participă și mai ales dacă câștigă, cu atât mai mult îi motivează să lucreze mai mult. Fiecare a trimis câte o lucrare sau mai multe? Nu, deci Andreea și Alexandra au participat cu câte două lucrări. Au participat, de aceea lucrarea aceasta cu care a câștigat Alexandra, ea nu era sigură că vrea să o trimită sau nu, dar eu am spus hai să o trimitem pentru că era deosebit de frumos lucrată și ca și tehnică, ca și culoare era deosebit. Ce calități are fiecare dintre fete? Alexandra este foarte meticuloasă, atentă și am văzut că încearcă să perfecționeze din ce în ce mai mult, încearcă să aibă performanțe cât mai bune. Alexandra, Andreea, da, despre Andreea am spus, da? Alexandra, iar ea lucrează, am observat, cu culori mai sumbre decât Andreea și îi place foarte, foarte mult să lucreze personaje, deși ea spunea că îi place orice, dar am observat că la personaje are o... îi place foarte mult să facă personaje și compoziții complexe, atentă la detalii și în pictură lucrează foarte, foarte bine, are un simț cromatic deosebit, de rafinat. Din punct de vedere al, cum să zic, detaliilor tehnice, sunt bune lucrările? Da, deci îs lucrate îngrijit, cromatic, îs bine făcute acordurile cromatice. Acum, la desen, pentru vârsta lor, da, îs bune pentru vârsta lor, având în vedere că lucrările făcute au fost făcute anul trecut în clasa 6-a, îs bune. Acum nu se pot compara cu nivelul superior de liceu, dar pentru ciclul gimnazial, chiar și pentru liceu vocațional, îs bune lucrările. Concursul este pentru copii cu ce vârstă? Între 7 și 15 ani. Dar am observat că se ține cont foarte mult la acest concurs. Este formulat sub diverse moduri, sub diverse denumiri, dar per total se ține cont de felul în care văd copiii natura, cum își exprimă ei sentimentele față de mediul înconjurător, față de ceea ce simt ei și gândesc, legat atât de natură, cât și de specificul local al fiecărei zone. Am văzut că apreciază foarte mult sinceritatea copiilor și naturalețea exprimărilor. Deci, efectiv, și pe lângă asta, tehnica de lucru. Am observat că lucrările câștigătoare, în general, sunt lucrate în tehnici mai deosebite sau sunt lucrate îngrijit, au o cromatică aparte sau au un specific zone, al zonei respective de unde sunt trimise. Sunt lucrări din India, din toată lumea, din China, care cu un specific anume. În fiecare an concursul are o temă? Da, de exemplu, anul trecut erau bogățiile pământului și anul acesta ne pregătim și zvocile pământului. Practic e aceeași temă, dacă stai să o analizezi, puțin schimbată, foarte, foarte cu altă nuanță. Doar că se ține cum am spus, despre felul în care percep copiii natura și mediul înconjurător. Acesta este unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de desen. Este organizat de către UNICEF și are ca temă protecția mediului.
S-a desfășurat în Japonia în vara anului 2014, însă diplomele și premiile au fost expediate abia în luna noiembrie 2014 și au ajuns în România abia la începutul acestui an. Iar acum elevii se pregătesc cu alte desene pentru o nouă ediție a concursului. Vă pregătiți să participați și în acest an? Da, și anul acesta vom participa cu siguranță. Ne pregătim, o parte din lucrările avem făcute, dar vom mai face încă la clasa lor, încă nu am finalizat lucrările care probabil că începând de săptămâna viitoare vom începe să lucrăm la aceste lucrări. Până când trebuie trimise? Trebuie trimise la începutul lunii mai. Trebuie trimise. Fetele sunt, le vedeți având vreo carieră în pictură pe viitor? Da, având în vedere că a urmat Andreea din clasa, Andreea Alexandru din clasa 5-a, dar fiind foarte pasionate, pasiunea și talentul sunt niște lucruri care le păstrez toată viața și e păcat să nu le valorifici și să nu le folosești. Toți copiii care vin aici la artă sunt la fel de talentați? Din păcate nu, dar în fiecare clasă avem cam jumătate din grupe care sunt copii foarte buni. Acesta nu este însă singurul concurs internațional la care elevii de la Liceul de Arte participă. Noi am trimis mai multe concursuri din Japonia, acesta nu este singurul. Am avut elevi și la Pina de la Kanagawa, care au câștigat o elevă, am avut și au mai fost multe concursuri care le-au mai câștigat elevii altor profesori, nu ai mei, și prin Bangladesh, în India au fost, dar bine, au câștigat și în Germania și în Franța, au câștigat alți colegi concursuri, deci nu neapărat legate, ci am observat că în Japonia, în general, concursurile acestea sunt foarte serioase în colaborare cu UNICEF și au foarte, foarte mulți participanți din întreaga lume, în general. Iar premiile ce constau? Premiile la acest concurs nu sunt consistente. Au primit fete niște materiale, diplome și lucrarea lor făcută așa ca o amintire, deci rămată și pur și simplu ca o amintire. Dar importanța este foarte mare a concursului, chiar dacă premiul nu este consistent. Astfel de concursuri au rolul de a motiva copiii, de a le da un plus de încredere în talentul lor. Și cum să nu le motiveze pe Alexandra și pe Andreea câștigarea unui concurs organizat în Japonia? Iar faptul că lucrările lor au fost expuse tocmai la New York nu face decât să le certifice pe fete drept două artiste de nota 10.